Salut, prieten! Credeți că a scăpat de mine? N-a scăpat, e sâmbătă, dar avem de muncă. Ok, astăzi merg până la Hunedoara. Am de filmat încă două videoclipuri pentru prietena mea dragă, Mariana Angel. Alte două videoclipuri, de data asta sunt două romanțe foarte frumoase, o să le vedeți în curând pe pagina oficială a Marianei Angel, Mariana Angel Oficial, pe YouTube, și ulterior și pe pagina mea de Facebook, Instagram, YouTube, Studio CMC. Așa mă găsiți. Dar mai multe o să discutăm pe viitor, după ce le și prelucrez. Ok, legat de videoclipuri, pentru că am avut foarte multe întrebări în ultima perioadă, cât costă un videoclip, disponibilitate și multe alte aspecte de genul ăsta. Tot zilele acestea o să fac un filmuleț despre, în general, despre cum lucrez eu la videoclipuri, cum le filmez, cum le editez, cum discut cu respectivii clienți și, foarte important, o să vă spun și prețurile, pentru că așa, din spate, mi-aud discuții că vai, îmi fac prețurile în funcție de potențialul financiar al interpretului, n-am nicio legătură cu aspectul ăsta. Eu prețurile le am standard, sunt anumite, să zic, un anumit preț, dar la acesta, bineînțeles, în funcție și după discuțiile pe care le am cu interpretul, pot crește, bineînțeles, în funcție de anumite aspecte foarte importante, vorba de locație, dacă mă ocup eu de locație, vorba de persoanele care participă în videoclip, dacă mă ocup eu de persoane, este vorba de ce aparatură în plus trebuie să folosesc pentru acel videoclip, și aici mă refer la macara, dronă și alte accesorii. Bineînțeles, contează foarte mult și asta e chiar e de luat în calcul, distanța până unde merg și câte zile trebuie să stau să filmez acolo, pentru că una e să mă duc din Brașov până, nu știu, până la Hunedoara și una e să mă duc din Brașov până la Maramureș și acolo să filmez, dar mai multe o să fac eu un filmuleț și o să vi-l postez, astfel încât să aveți cu toții acces la acel filmuleț și o să vedeți că nu e nimic deosebit, nu e nimic special. Prețurile sunt prețurile, eu zic, destul de ok. Nu sunt prețul de Hollywood. Bineînțeles că ceea ce fac, și poate ați văzut ceea ce fac, este la nivelul a ceea ce vreau eu să fac și la ceea ce consider că ajută în promovarea persoanelor pentru care lucrez. Nu bat joc. Bineînțeles, este un, și asta nu mă feresc să spun, videoclipurile, înainte de a le face, să zicem că aici există și este normal, este o mini-selecție a mea, astfel încât nu fac videoclipul chiar pentru oricine și la oricine. Bineînțeles că trebuie să-mi placă și muzica pe care o ascult, trebuie să fie și un potențial de promovare al meu, adică nu aș putea să fac videoclipuri la persoane care nu au deloc voce sau care nu au nicio legătură cu partea artistică, pentru că mi-ar aduce un minus valoare și mie, și cum bine știți sau cum bine poate ați fost informați, nu fac videoclipurile doar pentru bani. Bineînțeles că toți trebuie să și câștigăm din meseria asta, pentru că investim foarte mult în aparatură. Inclusiv acum am investit o grămadă de bani în aparatură, că aproape am schimbat-o toată. Dar nu asta era aspectul pe care vreau să-l ridic. Dar cei pe care îi vedeți în videoclipurile mele înseamnă că au trecut de filtrul ăsta al meu moral și consider că da, pot și au potențial de a fi promovați și merită să fie promovați în ceea ce fac. Adică trebuie să înțelegeți că
nu pot face videoclip chiar la oricine și la orice, doar pentru a face niște bani, pentru că în primul și în primul rând trebuie să-mi placă ceea ce fac. Ascult melodiile, aproape de multe ori chiar le-am învățat. Gândiți-vă că trebuie să le mai ascult și acasă încă de cel puțin 50 de ori. Și n-aș putea să fac un videoclip la un gen de muzică, să spunem, care nu-mi place mie sau care nu știu că mi-ar fi foarte greu de lucrat. De aceea, marea majoritate a videoclipurilor pe care le vedeți făcute de mine sunt videoclipurile de populară, de muzică populară. Mie îmi place foarte mult muzica populară, mi-a plăcut de mult muzica populară, nu contează zona din țară. Poate mai puțin o să vedeți muzică, nu știu, o să vedeți videoclipuri de ușoară sau de muzică rock sau alt gen, pentru că nu îmi place, mai ascult din când în când, dar consider că ceea ce fac eu nu se adaptează stilului respectiv. De aceea, dacă îți place muzica populară sau dacă vrei un videoclip de muzică populară, nu fac ceva decât dai acolo un mesaj, spune-mi cam ce vrei să faci, trimite melodia, o ascult și discutăm ulterior în funcție de ceea ce mi-ai trimis. Pentru restul și bineînțeles și pentru cei care vor, acolo dați un subscribe, dați un like dacă v-a plăcut și mai ales foarte important, o distribuire a mesajului astfel încât să ajungă la cât mai mulți din cei cărora le place genul ăsta de muzică și le place ceea ce fac. Vă țuc dulce, ne vedem curând, acum sunt pe drum, trebuie să ajung la ora 1, trebuie să ajung la locație. O să vedem ce e și acolo, sigur o să iasă ceva frumos, o să vă arăt și ceva secvențe de acolo. Dar până atunci, nu uitați să vă abonați la canalul meu și să ne vedem cu curând cu bine. Vă țuc dulce!